Din cauza plafoanelor extrem de scăzute ce le sunt alocate medicilor stomatologi, aceștia nu s-au înghesuit să încheie un contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Olt. Astfel, la nivelul județului Olt au fost încheiate contracte cu numai 22 de furnizori de medicină dentară. Dintre aceștia, 13 își desfășoară activitatea în mediul urban, iar 9 în mediul rural. Stomatologii au fost în contract cu noi până în anul 2012. Din anul 2012 până în anul 2014 n-au mai fost contractate servicii pentru medicina stomatologică. Începând cu luna iulie 2014 au fost reluate contractele cu medicii stomatologi, cu cei care au dorit să încheie contracte cu casa. În anul 2015 recunoaștem că debutul n-a fost tocmai fericit și nu e numai cazul stomatologilor, am avut mai multe domenii care au fost finanțate mai puțin decât în anul 2000, media anului 2014. Suma alocată unui medic stomatolog în prima lună acestui an a variat între 1200 și 2500 de lei. Conștienți că sumele alocate medicilor din județ sunt extrem de mici, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Olt au recomandat cabinetelor de medicină dentară să întocmească liste de prioritate. Referitor la medicina stomatologică, cei de la Casa Națională au promis că o să ajungem în media anului trecut, în momentul în care vom primi bugetul pentru anul 2015, astfel încât și bugetele dumneavoastră să crească cu aceste sume. Cred că vom ajunge undeva între 2500 și 3000 de lei pentru fiecare cabinet de medicină dentară. Spre deosebire de anul acesta, medicii stomatologi au beneficiat în 2014 de un fond de 330.000 de lei. La stabilirea valorii de contract pentru furnizorii de servicii medicale dentare se au în vedere mai multe criterii, printre care numărul de medici care intră în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, dar și gradul profesional al acestora.